pe domnul doctor Alice Pânu să prezinte comunicarea în obiectiv major al totalitarismului comunist, neutralizarea foștilor funcționari din serviciile de informații. Vă rog frumos, aveți cuvânt. Mulțumesc. Am să încerc să fiu scurt, concis. Cât se poate. Cât se poate, ne scurt și concis. Și materialul meu, comunicarea mea, se bazează pe două documente elaborate de securitate. Dar înainte am să spun că regimul comunist a preluat modelul sovietic și a avut mai multe etape în identificarea și neutralizarea foștilor ofițeri, a foștilor funcționari de informații. În primul rând, la 23 august 1944 au fost decapitate departamentele și unele structuri informative. Aici mă refer la generalul Vasiliu, care era subsecretar de stat al Ministerului de Interne pentru Poliție și Siguranță, Eugen Pistescu, directorul SSI, Constantin Tobescu, șeful Serviciului de Informații al Jandarmeriei, Mircea Elefterescu, prefectul Poliției Capitale. În perioada următoare, până la instaurarea regimului Petru Groza, s-a trecut la etapa a doua, și anume eliminarea șefilor de structuri. Practic, până la 6 martie 45, au fost eliminați toți șefii de structuri informative, au fost schimbați, chiar de mai multe ori, unii, mai multe structuri, și-au schimbat conducerea, și Direcția Generală a Poliției, și Direcția Poliției de Siguranță, au fost arestați chestorii, au fost arestați toți comisarii șefi din București. Partea a treia o reprezintă coabitarea, este perioada între 1945 și 1948, când s-a urmărit utilizarea funcționarilor de serviciile de informații pentru îndeplinirea unor acțiuni de poliție politică. Deci urmărirea liderilor PNL, PNC, PSD, aparatului legal sau medii de interes. Aici trebuie să spun într-o formă mai plastică și mai puțin academică. S-a folosit o șmecherie. Și anume, cererile Comisiei Aliate de Control de reducerea efectivelor militare a forțelor de ordine publică și siguranță națională a dus la disponibilizarea, o licențiere din servici, a multor funcționari din serviciile de informații, pe timpul guvernelor Sănătescu și Rădescu. Imediat ce guvernul Petru Groza a fost numit, a luat măsura de reprimire a multor din acești funcționari, pe motivul că a crescut și infracționalitatea, că sunt probleme la viață și așa mai departe. E bine, oamenii aceștia, reintegrați, și-au arătat și-au manifestat recunoștința față de cei care, evident, le-au redat locul de muncă. Apoi, un alt aspect a fost folosirea foștilor funcționari sau ofițeri de informații ca profesori la cursurile de pregătire a noilor angajați. Și la Serviciul Special de Informații, și la Poliția de Siguranță, și chiar la secția a doua. În paralel a avut loc și o infiltrare a vechilor comuniști ilegali și serviciile de informații. Știți foarte bine, n-am să dau câteva exemple. Nicolski, care ieșit din închisoare, a devenit șeful brigăzii mobile, apoi șeful corpului detectivilor. Gabriel Birta și el, inspector de siguranță la granița de vest a țării, în prima parte. Frații Bodnăraș, Emil, care s-a ocupat, evident, de serviciile de informații în președinția Consiliului Ministri, și fratele celălalt fiind inspectorul de siguranță în Suceava, în nordul țării, Lucian Stupineanu, care a ajuns directorul Serviciului Special de Informații, și alții. Pentru, deci toți aceștia au fost infiltrați pentru o acomodare cu atmosfera profesională, să-i spun. E bine, după 1948 a început represiunea. O represiune care a țintit arestarea tuturor celor care au lucrat pe linia problemei comuniste și a URSS, și doi, păstrarea celor care lucrau pe problematici de interes, aici vorbim de contraspionaj, de legionari și eventual pe spațiul ungar. Și acum, am să vă dau detaliile cele mai importante. Într-un dosar descoperit, un document descoperit în fața de la CNSAS, la 24 iunie 1952, de la Direcția Generală a Securității Statului către Regiunea Securitate, se cerea identificarea comandanților militari din întreprindere, a șefilor serviciilor informative și a ajutorilor acestora,
și identificarea întregii agenturi informative, deci la nivel național. 2. Identificarea foștilor funcționari SSI și a celor din siguranță. Citez. Numai cei din siguranță, nu alte categorii de polițiști, gardieni, etc. Am încheiat așa. Scopul general era reconstituirea agenturii informative din fiecare regiune în parte, eventuala tragere la răspundere în cazul în care aceasta a fost pe mișcarea comunistă sau mișcarea muștărească, sau întoarcerea, cum se spune, și utilizarea ei în continuare pe domeniile de interes. Metodologia era chiar acest... Ordin avea, le spunea celor din regiuni, ce să consulte, era un ordin circular, dar nu îi se avea de cum să se identifice șefii și agentura din întreprindere, un alt ordin din ianuarie 1952 privind elaborarea și trimiterea de fișe personale a celor care lucraseră și evidența foștilor informatori cu mențiunea pentru cine au lucrat, pentru jandarmerie, SSI, Poliția de Siguranță și așa mai departe. E bine, iată, mergem peste 30 de ani, sărim peste etape și vedem cum se încheie sau când se încheie această urmărire. La 16 mai 1979, sub semnătura adjunctului ministrului generalul Major Vasile Moise și cu aprobarea ministrului Tudor Costelnicu, se înaintea, deci, un raport privind modalitățile de aducere la îndeplinire a hotărârii de închidere a dosarului de problemă foste cadre ale aparatului de represiune burghez. La 3 aprilie 1979 se luase această decizie în birou executiv al Consiliului de Conducere al Ministerului de Interne și deoarece existența acestui dosar nu se mai justifica din punct de vedere operativ. Dar, citez acum din document, pentru a se crea în continuare un cadru adecvat supravegherii informative a unor elemente ce au făcut obiectul acestui dosar, deci încă cei care mai supraviețuiau, propunem. Și propunerea era în felul următor. Persoanele condamnate pentru infracțiuni contra securității statului din acest dosar al fostelor cadre de represiune din aparatul Burghezul Mușeresc, să fie trecut la dosarul de problemă foști condamnați pentru infracțiuni contra securității statului. Cei care au făcut parte din parte politice, din secția militară a Partidului Național Țărănesc, să intre la dosarul de problemă foste parte Burghezul Mușeresc. Persoanele care au fost avertizate, semnalate cu manifestări ostile, au colportat știri ale posturilor de radio străine, să fie trecute la dosarul de problemă persoane fără antecedente politice ori penale, care prin activitatea lor aduc atingere securității statului și nu intră în competența altor profile de muncă. Ce mi se pare mie cel mai interesant este acest ultim paragraf al acestui raport. Fișele de evidență ale persoanelor de mai sus, decedate, să fie menținute în Carteca Generală Documentară pentru a se putea furniza relații în cadrul efectuării de verificare asupra descendenților acestora. Nu te greșeai nimeni, nu vin tătarii, tu ce s-au dus. Raportul este semnat, am spus cine l-a aprobat la început, este semnat de șeful Direcției I, generalul Major Dumitru Tăbăcaru, șeful Centrului de Informatică și Documentare, colonelul Horia Brestoi, poate cunoscut autor în anii 80. E bine, acesta a fost pe scurt materialul pe care am vrut să vi-l prezint, căci funcționarii Serviciului de Informații ale regimului Burghezul Mușeresc au început să fie reprimați, urmăriți, anihilați în 1948, într-o formă continuată, ca să spunem, și deși în 1979 dosarul s-a închis, în opinia mea, urmărirea lor a continuat până la deces sau chiar până în 1989, în cazul în care au supraviețuit. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim și mai ne întoarcem la program, și anume domnul Vigilă Cățușu, cu o comunicare care se referă la procesul antifasciștilor de la Craiova din 1937. Vă rog, vă rog, vă rog.